Numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat și în această dimineață. Amin, amin. Vă rog să deschideți cuvântul Domnului la Ioan, capitolul 6. S-a citit pasajul, doar vrem să avem Scriptura deschisă înaintea noastră, să privim la ea și rugăciunea noastră, dorința noastră este să înțelegem ceea ce s-a citit, să plecăm acasă cu anumite lecții, cu anumite motivații, cu anumite gânduri pe care apoi să le punem în acțiune, să fim oameni care să trăim ceea ce auzim predicat duminica. Deci Ioan, capitolul 6, de la versetul 16 până la versetul 21. Titlul pe care Cornelescu îl pune este Iisus umblă pe mare. La fel de bine putem adăuga Iisus umblă pe mare și potolește furtuna. Potolește furtuna, pentru că marea era agitată, marea era învolburată și Domnul potolește această furtună, această mare agitată. Suntem la a cincea minune pe care Ioan ne-o prezintă și această dimineață, privind la textul acesta, am realizat că Ioan este destul de telegrafic în felul cum el redă această minune, această lucrare. Marcu și Matei, care și ei ne prezintă această lucrare, dau mai multe detalii, au mai multe detalii și de aceea o să fac foarte multă aluzie la Matei 14 cu versetul 22, unde ne este prezentată această minune, și de asemenea la Marcu, capitolul 6, versetul 45, pentru că, repet, cele patru evanghelii se completează. Sunt detalii care le găsim într-o parte, dar nu în partea cealaltă. Apropo, aici vreau să fac o paranteză. De ceva vreme tot am vrut să vă spun lucrul acesta și mi se pare potrivit să îl menționez acum. În evanghelii, pentru că sunt patru, sunt aparente contradicții, aparente contradicții. Și în mod special, oamenii cei din afară, oamenii care pun mâna pe Biblie să ne contrazică, să ne demoleze credința, ateii, agnosticii, au o plăcere în a prezenta versetele acelea. Uite, vezi, Luca zice că a fost un înger, Matei zice că a fost doi îngeri la mormânt. Aparente contradicții. Evangheliile se completează unele pe altele. De obicei, dacă cineva îmi zice lucrul ăsta, eu le zic, show me one, arată-mi o contradicție din Evanghelii. Toate vin împreună, toate se explică una cu cealaltă. De aceea nu este bine să luăm, spre exemplu, un eveniment din viața Domnului Iisus și să-l privim doar prin prisma la un evanghelist, că Dumnezeu a vrut să ne dea patru evanghelii, nu una, patru, pentru ca să vedem diferite unghiuri, diferite nuanțe, diferite culori și toate împreună îl fac pe Domnul Iisus mai frumos, mai deosebit și ne ajută să ne pocăim mai ușor, că de nu ne place stilul de scriere al lui Ioan, o să ne placă stilul de scriere al lui Marcu sau al lui Matei, sau dacă e cineva mai educat printre noi, atunci un doctor foarte bun pe nume Luca și el scrie o evanghelie. Așa că oricare o luați, doar să ascultăm de ceea ce Domnul vrea să ne spună. Ioan, capitolul 6, privim la acest pasaj, Iisus umblă pe mare și potolește furtuna. Există o întrebare la care vreau să răspundem în această dimineață. Cum să supraviețuim, cum să trecem și noi prin furtuni, prin furtunile care le avem în viață? Ucenicii au trecut nu odată, de două ori și noi trecem. We face all types of storms in life. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus la finalul predicii lui de pe munte. Că vine o furtună,
că bat vânturile, că vine tornado, că vine ce vreți dumneavoastră, și la cel care ia în serios Scriptura și își construiește casa și o zidește pe stâncă, și la cel care nu ia în serios Scriptura, nu îl interesează, el e în biserică, se gândește la meciul de, nu știu, de ce vreți dumneavoastră, la business, și la unul și la celălaltul vine furtuna. Și la cel care zidește pe stâncă și la cel care zidește pe nisip. Diferența, sigur, este unul stă în picioare, altul faci amar de casa lui și de viața lui, nu? Dar foarte interesant că Iisus nu exclude, nu zice, măi, dacă mă iei în serios, dacă iei aminte, tu nu o să ai furtuni. Nu, frate, ți-ai făcut casa, ai lucrat greu la ea, pe stâncă, pregătește-te. Vine furtuna. The storm is coming. Nu stormul pe care ne spun cei de la news, ci din punct de vedere spiritual, credința noastră va fi încercată. Cum să supraviețuim în mijlocul furtunii? 7 gânduri pe care vreau să vi le spun în această dimineață privind la textul acesta. În primul rând, noi trebuie să știm că este voia lui Dumnezeu să trecem pe acolo. Este voia lui Dumnezeu să trecem pe acolo. Aud de foarte multe ori spunând, cum să cunosc voia lui Dumnezeu? Și chiar și eu am predicat de aspectul ăsta și la tineret, și în biserică, și la teenagers, și voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. How to know the will of God? Și spunem de foarte multe ori, trebuie să fie conform Scripturii, trebuie să ai pace în suflet, trebuie să ai liniște. Și am realizat că de fapt, faptul că ai pace în suflet nu înseamnă neapărat că e voia lui Dumnezeu. Sunt momente când ești în voia lui Dumnezeu și chiar nu ai pace sufletească. Gândiți-vă la Iona. Era ăsta în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, băi, du-te unde ai de mers, la Ninive, ăsta nu, domnule, Spania, la Tars, e mai cald, e mai frumos, nu vreau voia lui Dumnezeu. Era furtuna afară, ce făcea Iona, prietenul nostru? Dormea pe rupte, un somn din ăla câteodată, când nu mă pot culca noaptea și nu pot adormi. Am învățat și eu tricul ăsta de la fratele Valentin Rusu, fratele nostru scump, zice, că nu poți adormi, ia toată Biblia și treci prin ea. Și chiar am încercat într-o seară și cum să nu-ți vină în minte Iona, mă, ăsta dormea, eu nu pot să dorm, nu? Dar, în fine, închid paranteza, era în voia lui Dumnezeu? Nu era în voia lui Dumnezeu. Avea liniște și pace, avea, dormea, alții săraci piereau, strigau la Dumnezeu, se rugau, pe bord era religie curată, fiecare la Dumnezeul lui, juruințe, ăsta dormea. Faptul că ai pace și liniște nu înseamnă că ești în voia lui Dumnezeu. Faptul că însă ești în furtună, faptul că ești încercat, că ești în mijlocul mării, plângem, ne doare, suferim, nu înseamnă că nu suntem în voia lui Dumnezeu. Și aici vreau să citesc ce spune Marcu și Matei. Pentru că v-am spus, Ioan nu ne dă toate detaliile. Uitați-vă la Marcu, capitolul 6, versetul 45. Îndată Iisus a silit pe ucenicii lui să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. I-a forțat pe ucenicii lui. Măi, oameni buni, intrați în corabie. Uitați-vă la Matei, capitolul 14. Deci Matei 14 cu 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. Ucenicii erau în furtuna aceasta pentru că Iisus i-a forțat să intre în corabie. Culmea culmelor, ăștia nici măcar n-au vrut să se suie în corabie. O trebuie să-i forțeze Domnul. Avea autoritate Domnul, că unul contra 12 nu prea merge cu forța fizică, cu ce să meargă, să-i ameninți. Avea autoritate. V-am zis odată, intrați în corabie. Ăștia nu. De ce nu? Pentru că pe țărm erau vreo 20.000 de oameni care numai ce mâncaseră grozav de bine,
hrăniți de Domnul Iisus Hristos. Matei zice 5.000 de bărbați fără femei și copii la numărătoare. O mulțime imensă. Oameni care, Ioan zice, oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume, vreiau să-l ia cu forța și să-l facă împărat. Și cum să nu le placă la ucenici situația asta? În viața lor nu au avut atâta mulțime, în viața lor nu au văzut asemenea lucrări, în viața lor n-au auzit așa cuvinte deosebite. El e profetul, El este pe El, El e împăratul. Chiar și după înviere, ucenicii erau fascinați tot de gândirea asta pământească, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? E normal, e pământește, nu? Zice și Biblia că întâi vine cei firesc, apoi vine cei duhovnicesc. Vreiau să stea pe țărm, le plăcea atmosfera. Și totuși Domnul Iisus îi forțează și zice, intrați în corabie și îi trimite singuri pe mare. Zice, o să ne întâlnim dincolo. Da, oamenii aceștia au intrat în furtuna aceasta pentru că a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, ei erau mai în pericol pe țărm, pe pământ, decât pe mare în mijlocul furtunii. Erau un mai mare pericol dacă stăteau și dacă se alăturau mulțimii în cerința lor, în revolta lor. Putea să degenereze într-o revoltă față de Imperiul Roman și față de autorități. Și Domnul Iisus zice, mă ocup eu de voi. Dar este voia lui Dumnezeu să intrăm în anumite furtuni. Câteodată ajungem acolo și nu vrea Domnul neapărat, aduceți-vă aminte de Iona. Ba mai mult am citit în Biblie și am realizat că noi ajungem în anumite furtuni pentru că ne bagă alții. Alții ne bagă în probleme. Faptele Apostolilor, capitolul 27, Apostolul Pavel îi zice la capitan, măi, nu merge în continuare, nu. Tu nu vezi că treaba nu e bună și cârmaciul a ascultat de capitan. Mă grăbesc să ajung la Roma, nu mă interesează, mergem înainte. Și au intrat într-o mare furtună, au pierdut totul și Pavel chiar le zice, trebuia să mă fie ascultat pe mine, eu sunt prizonier. E adevărat, am lanțurile pe mâini, dar Dumnezeu care e în control, care e marele meteorolog, știe toate lucrurile. El mi-a comunicat lucrul acesta. Dar nu m-ați ascultat. Și știți povestea între capitolul 27-28, problemele care le-au avut un om care a intrat într-o furtună din cauza că alții l-au băgat. Sigur, voia lui Dumnezeu trece peste toate, Dumnezeu poartă de grijă, ne conduce și așa mai departe. Ucenicii se suie în corabie și pleacă singuri. Marea începe să se tulbure, sufla un vânt puternic, marea era întăritată. Trebuie să știm aspectul acesta. Este voia lui Dumnezeu să trecem chiar și pe acolo. Cu atât mai mult, când Iisus nu mai era cu ei în corabie și ca și prima dată. Pentru că Iisus a mai potolit odată furtuna, Iisus a mai făcut odată lucrarea aceasta, dar fusese cu ei în corabie. De data aceasta însă nu era în corabie cu ei. În al doilea rând, al doilea aspect pe care vreau să-l menționez este că când suntem în mijlocul acestor furtuni în viața noastră, ne ajută foarte mult să ne amintim promisiunile lui Dumnezeu. Să ne amintim ceea ce Domnul Iisus a vorbit cu noi înainte, ce ne-a promis, cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii, pasajele pe care le avem înainte, ne sugerează că le-a fost frică. S-au speriat, au țipat, au fost tulburați de situația în care erau. La un moment dat au strigat, pierim. În momentul acela însă, ce era dacă ei și-ar fi amintit următoarele aspecte? Nu ne-a chemat pe noi Hristos să fim pescari de oameni? Și nouă să ne fie frică că ajungem să ne necăm, să fim noi mâncare la pești?
Nu ne-a chemat pe noi Hristos să ducem Evanghelia? Nu ne-a chemat pe noi Hristos să mergem până la marginile pământului și să pierim aici pe Marea Galilei? Noi nici măcar n-am avut posibilitatea să împlinim porunca aceasta, mandatul împărăției pe care Domnul ne l-a dat. Dar nu a spus Domnul Iisus Hristos despre noi că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Dar n-am fost noi autorizați cu putere de vindecare, cu putere de eliberare. Dar nu ne-a zis nouă Domnul, mergeți și duceți Evanghelia aceasta. Dar nu ne-a luat Domnul și ne-a pregătit pe noi cu privire la faptul că noi suntem ucenicii Lui. Și un ucenic înseamnă că trebuie să continue ceea ce învățătorul a făcut și a învățat. Adică când suntem în mijlocul furtunii, avem atâtea promisiuni din partea lui Dumnezeu, la care tare bine am face să luăm aminte. Textul sugerează din Marcu și din Matei, Ioan nu sugerează asta, dar dincolo se sugerează că Domnul le comunică cumva, mergeți în partea cealaltă înaintea mea, vin și eu după voi. Dacă citiți și în engleză și celelalte traduceri, ăsta e sensul, ne întâlnim dincolo. Foarte important să luăm aminte la cuvintele Domnului, important să vedem promisiunile lui Dumnezeu. Chiar și atunci când este întuneric, adu-ți aminte de ceea ce Dumnezeu ți-a comunicat atunci când era lumină. Chiar și atunci când este întuneric, adu-ți aminte de lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut când era lumină în viața ta. Mi-am pus întrebarea, la ce se gândeau ucenicii în mijlocul furtunii? La multe lucruri, nu știu, nu scrie în Biblie. Dați-mi voie însă să îmi permit să-mi imaginez un lucru. Câteva ore înainte am fost în culmea succesului, cea mai mare minune. Iisus a hrănit mii, zeci de mii de oameni, ca și Moise în pustie care a dat mană din cer. Ba mai mult, uite, am strâns 12 coșuri și cuvântul pentru coș acolo e un cuvânt interesant, am citit și eu anumite dicționare, nu e un coș micuț, e coșul cel mai mare care oamenii îl foloseau când călătoreau la distanțe mari și puneau acolo tot ce le trebuie. 12 coșuri am strâns cu firmituri, câte unul pentru fiecare ucenic. Eu îmi place să cred că nu le-au aruncat, adică pentru ce să strângi the leftovers, ca să le arunci, unde să le arunci? Le-au dus cu ei în corabie, probabil. Aveau mâncarea încă în stomac, dacă ne putem imagina aspectul ăsta. Minunea lui Dumnezeu! Aveau coșurile lângă ei, aveau dovada minunii lui Dumnezeu. Și totuși, Hristos le zice, nu vă temeți, de ce vă este frică? De ce sunteți tulburați? Pentru că suntem oameni. Seara e minunea lui Dumnezeu în casa noastră și dimineața ne trezim alți oameni. Dimineața poate este minunea lui Dumnezeu în familia noastră, în casa noastră, seara alți oameni. Aduceți-vă aminte în momentele acelea, când se schimbă anotimpul, când se schimbă circumstanțele, când nu mai suntem pe țărm, pe pământ, înconjurați de zeci de mii de oameni, toată lumea aclamează, haleluia, El e marele profet. Aduceți-vă aminte că se schimbă și vine apoi furtuna, însă aduceți-vă aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a spus cu niciun chip, nu te voi lăsa. 3. Chiar și atunci când nu-L vedem pe Iisus, Iisus ne vede. Iisus ne vede. Era noapte, era a patra strajă din noapte și Marcu ne spune că corabia era în mijlocul mării, Iisus era pe munte, Iisus se ruga pentru ei. Versetul 48, a văzut pe ucenici că se năcăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă.
mijlocul mării, m-am uitat pe hartă, am verificat cât de lată era Marea Galilei, 8 maile. 8 maile. Erau la 4 maile, deci în mijlocul mării. Iisus era pe munte, Iisus se ruga și era a patra strajă de noapte, când e cel mai întuneric. Și Marcu ne dă amănuntul ăsta, Iisus îi vede, Iisus îi vede. Acum cu ochiul liber, pământește vorbind, pe timp de zi, poți vedea la 4 mile. Dacă ești la distanță, dacă ești sus, poți vedea chiar probabil și 10 mile undeva pe mijlocul lacului sau al mării. Însă să vezi în detaliu că în corabie există niște oameni și că se chinuie cu vâslirea și ba mai mult să vezi lucrul ăsta la 4 mile distanță noaptea. Asta e un amănunt deosebit prezentat în Biblie. Că Iisus Hristos pe întuneric nu zice trebuie să vină lumină ca să vină dimineața să pot să văd ce fac ucenicii mei. Că ochiul lui Dumnezeu vede chiar și în întuneric, că ochiul lui Dumnezeu ne vede oriunde am fi noi. Și chiar dacă ucenicii, puneți-vă în papucii, sau mai bine zis în sandalele ucenicilor, că ei purtau sandalele, da? Dacă ar fi să ne punem în sandalele lor, prima oară Domnul Iisus când a potolit furtuna, era cu ei în corabie. Au trebuit să-L trezească că dormea. Și-a zis, uite, nu-ți pasă că perim? De data aceasta Iisus nu este cu ei în corabie. Nu este cu ei în corabie. Ucenicii nu-L mai văd pe Domnul Iisus fizic. Nu e acolo să doarmă, să-L trezească, învățătorule, perim. Nu-L mai vedem pe Domnul și de multe ori asta probabil ne impacientăm, ne supărăm, ne aducem aminte. O lună de zile în urmă, parcă L-am văzut pe Domnul într-un mod mai deosebit. Acum nu-L mai văd. M-a părăsit. Au vrut să scape de noi. Cine știe ce ne sugerează diavolul în mintea noastră? Că mintea e foarte vicleană, mintea ne minte. Tare bine sună în limba română. Păcat că în engleză nu doesn't make sense, nu pot să vă traduc. Mintea ne minte de multe ori. Însă, în momentele acelea, când Domnul nu mai e, când facem comparațiile cu data trecută, aduceți-vă aminte principiul acesta redat de Marcu. Iisus ne vede. Iisus ne vede. Iisus ne privește. Eu cred din toată inima că în momentul acesta, în viața pe care noi o trăim pe pământ, există un ochi care privește la noi, există un Domn care vede, care știe absolut orice din viața noastră. Al patrulea rând, cum să supraviețuim în mijlocul furtunii? Trebuie să știm și adevărul acesta că Iisus știe când să vină la noi. Iisus cunoaște vremurile, împrejurările, știe când să vină la noi. Amănuntul Scripturilor e foarte interesant. Iisus a venit la ei în al patrulea ceas al nopții, în a patra strajă a nopții. Marcu zice, când se îngâna ziua cu noaptea, undeva probabil pe la 6 dimineața, 5 dimineața, depinde dacă era vară, iarnă. Se spune că atunci e întunericul cel mai mare. The darkest este în a patra strajă a nopții. Romanii și evreii au împărțit noaptea în patru, de la 6 la 9 prima strajă, de la 9 la 12 a doua, de la 12 la 3 a treia și apoi de la 3 la 6 dimineața a patra strajă din noapte. Vă gândiți un pic la aspectul ăsta că toată noaptea ucenicii au vâslit? Toată noaptea? Vă gândiți că n-aveau ceas cum avem noi, nu știu, GPS, ce să vadă, adică stele, eventual, da? Măi, dar a trecut un ceas, a trecut două, a trecut trei. Ăștia erau în ape familiare, toată viața erau pescari, ăștia cunoșteau lacul acela, Marea Galilei. Marea Galilei nu era mare, avea 8 mile lățime și lungime vreo 13 mile. Nu dura mult să o treci din stânga în dreapta, ăștia toată viața au fost pe
mare pe lacul Galilei pescuind. O noapte întreagă au făcut doar 4 mile, 12 bărbați zdraveni, bine hrăniți, pescari de meserie, doar 4 mile. De la 6, dacă calculăm, până la 6 dimineața, aproximativ 10-12 ore. Atunci când este cel mai greu, atunci când nu mai putem, când zicem gata, s-a terminat, atunci vine Domnul. The darkest moment of your life. Și vreau să fac aici o aplicație scurt, că timpul trece. We live in the fourth part of the night. Istoria omenirii, recunoaștem noi, trăim în al patrulea ceas al nopții. Dacă cineva crede că pământul ăsta o să mai meargă încă 300 de ani până vine Iisus, eu nu știu, eu n-am nicio descoperire, ceva, dar eu spun pe baza Scripturii și pe baza la ce văd în jur, în stânga, în dreapta, mult nu mai este. Nu mai este mult, nu-i timp să intrăm acum. Adică cum să ajungem să clonăm oameni? Chiar credeți că Dumnezeu va permite așa ceva? To mess up with sanctitatea vieții? Prea departe ajungem. Semnele sunt prea multe și prea în detaliu ca să mai credem că va mai fi mult pe fața pământului. Nu vreau să vă sperie acum că Iisus vine mâine sau la vară sau într-un an sau doi. Dar eu nu m-aș mira deloc dacă n-aș prinde bătrânețea pe fața pământului, că vine Iisus, că vine Iisus înapoi. 5. Iisus vine pe ape, da? Cum să supraviețuim în mijlocul furtunii? Ne trebuie și adevărul acesta, Iisus Hristos vine pe ape. În momentul acela, apa era inamicul numărul 1 al ucenicilor. Au avut mulți dușmani în viață ucenici. Și chiar și după minunea asta, mulți dușmani care le-au vrut răul. O viață întreagă ei au trăit pe apă, s-au hrănit din apă, asta a fost meseria lor, dar în momentul acesta, inamicul lor, dușmanul lor, numărul unu, era furtuna, era apa, erau valurile mari care urmau să îi acopere. Și ceea ce era dușmanul lor, ceea ce le amenința viața, este sub picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus umblă pe ape, Iisus vine la ei și avem acum aplicația aceasta pentru noi, care este redată în 1 Corinteni 15:27 și de asemenea în Efeseni 1:21-22. Dumnezeu i-a pus totul sub picioarele lui Iisus Hristos. Absolut totul este sub picioarele Domnului Iisus Hristos. Pământul întreg, spune Matei, capitolul 5, este așternutul picioarelor Domnului. Fă-ți o listă lungă cu necazuri, cu suferințe, cancer, probleme, păcate, adicții, numerotează-le, pune-le cum vrei tu de la A la Z, dar la urmă trage linia și spune așa, toate sunt sub picioarele Domnului Iisus. Și de fapt, ca să fiu corect, după ce ai pus lista asta mare de păcate, adicții, necazuri, nu trage linie de dedesubt, trage linie de deasupra. Și deasupra lor scrie, toate acestea sunt sub picioarele Domnului meu Iisus Hristos. Mare adevăr. 6. Frica trebuie înlăturată, Iisus le zice, nu vă temeți, eu sunt, nu vă temeți. Și vreau să vă spun așa rapid în această dimineață. Știți care este cea mai repetată poruncă în Sfânta Scriptură? Porunca pe care o găsim cel mai des repetată. Nu e cea mai mare poruncă, pentru că cea mai mare știm este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cea mai repetată poruncă este nu te teme, nu-ți fie frică. Și probabil vei zice, Marius, asta nu-i poruncă. Aduceți-vă aminte ce îi spune Dumnezeu lui Iosua. Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te teme, oare nu ți-am dat eu poruncă aceasta? Când Dumnezeu ne spune nu te teme, nu e un sfat, nu e o opinie. E o poruncă dinaintea lui Dumnezeu. Și același Dumnezeu care spune nu minți, nu fura, nu prea curvi, ne poruncește în această dimineață, nu te teme, nu te teme.
Oamenii atât de pasionați au fost de porunca asta, nu te teme că au inventat de vreo 365 de ori că ar scrie în Biblie "Don't be afraid". That's not true. I did the math. Dacă găsiți, am repetat-o și eu de la învon și nu mi-am dat seama ce am zis. De doar 70 de ori scrie în Biblie, nu te teme. Dar odată să scrie și mi-e de ajuns să nu mă tem, că Dumnezeu îmi poruncește. Și la șaptelea rând și concluzionăm în această dimineață, cu Iisus intrăm în furtună, ne forțează El, ca și pe ucenici. Nu vrem, nu vrem. Ne place mai mult succesul, ne place mai mult să fim înconjurați de oameni pozitivi, oameni care vorbesc de succes pe țări. Dar cu Iisus intrăm în furtună și tot cu Iisus ieșim din furtună. Dar spune pasajul că Iisus a venit pe ape, le zice, eu sunt, nu vă temeți. Zice că l-au luat în corabie și în momentul când l-au luat în corabie, foarte interesant, furtuna s-a oprit. Și Marcu și Matei ne zice detaliul acesta. Și nu numai aceasta, dar mai există o a doua minune care se întâmplă. În momentul acela, într-un mod supranatural, corabia a sosit îndată, versetul 21, la locul spre care mergeau. Îndată, immediately. Adică le-a trebuit 12 ore ca să ajungă 4 mile până la marginea lacului, până la marginea mării. Când momentul când Iisus pășește în corabie, se oprește furtuna și, nu știu, barca aia ce viteză o fi prins, dar imediat au ajuns la țărm. Și știu că dumneavoastră probabil ați citit lucrul ăsta și nu ați văzut aici o minune, dar dacă citim în detaliu, o să vedem că Ioan vrea să ne spună și Marcu și Matei a fost și aspectul acesta o minune din partea lui Dumnezeu. Și ideea este următoarea. Am intrat cu Iisus în corabie. Am intrat în corabie nu că am avut eu chef la urma urmei, că Iisus mi-a zis să intru în corabie. Am intrat în furtuna asta pentru că Dumnezeu mi-a zis să merg înainte și eu m-am dus înainte. Cel ce mi-a zis intră în corabie este cel care mă va ajuta să ies din corabie și să ajung la țărm. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute să supraviețuim în mijlocul furtunilor. Domnul Iisus să ne binecuvânteze. Amin.